Au fost scene incredibile azi dimineață pe strada barajului din Baia Mare. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza într-o curbă, a pierdut controlul mașinii și a spulberat gardurile a două case, după care s-a răsturnat într-o curte. La fața locului au sosit echipajele pompierilor, ambulanței, dar și echipajele de poliție. Totodată au fost chemați și cei de la firma care distribuie gazul metan, pentru că oțeava a fost ruptă, iar gazul șuiera la ieșirea din conductă. Oamenii care au auzit bufnitura au venit să vadă ce s-a întâmplat. Unii spun că au fost două persoane în mașină, alții că l-au văzut pe șofer ieșind singur din autovehicul. Cert este că în zonă se circulă nebunește. Am venit să văd că eu lucrez aici mai jos, dar îi văd noaptea pe cameră cum circulă băieță, paraliu fac aici. Eu am văzut că ieșit singur și s-a speriat probabil. Și-a fugit? A fugit, da. Dar l-a găsit poliția până la urmă, nu? Cred că imediat a luat ambulanța, am înțeles că domnii de la fugit. Cel de-asta le ați în casă? Da. Și n-am știut ce sună, efectiv. Așa, o bubuitură. O vei rău și o uita cu viteză, s-o da peste cap. Dar avea viteză mare? Da. O altă bubuitură zdravână. Am înțeles că ești singur din mașină. Doi țigani au fost. I-au luat cu ambulanța. Telefonii mi-au sunat. Frații mei, sus. Am venit în sus, să vedem despre ce vorba și era. Din primele cercetări a ieșit că șoferul, în vârstă de 29 de ani din Teuții Măghereuș, conducea o mașină care fusese radiată din circulație. Testat pentru alcool, rezultatul a fost negativ. La fel și pentru droguri. Astăzi, 22 februarie, la ora 8:40, polițiștii biroului rutier Baia Mare au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre faptul că pe strada barajului din municipiu a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism răsturnat în curtea unui imobil. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că în momentul producerii accidentului rutier la volan s-ar fi aflat un bărbat de 29 de ani din Teuții Măghereuș. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0, ulterior fiind testat și cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul condus de bărbat este radiat din circulație. Drept urmare, polițiștii i-au făcut șoferului dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.